Bun găsit, stimați telespectatori! Iată-le la începutul unei alte emisiuni din ciclu Cetățile Lumii, Cetatea Cerească. Astăzi ne oprim la cetatea Sfântului Nicolae din Bari. Aici este biserica, Bazilica din Bari, a Sfântului Nicolae, cel care este cel mai iubit de copii și nu numai de copii, de toți oamenii din acoperământul creștin ortodox, unde Sfântul Nicolae se află într-un loc de cinste. De ce? Pentru bunătatea lui, iubirea lui, dar și pentru asprimea lui când a fost nevoie. Și el s-a născut în altă parte, în vechiul Bizanț, în Asia Mică, în Mira Litiei, și la nașterea lui a fost deja anunțată familiei sale o putere și o minune nepetrecută până atunci și probabil nici de atunci până acum. Și vedem aici cum la nașterea lui, când l-au scăldat, stătea în picioare neajutat de nimeni. Mama lui și cu doica lui să uită mirate, înmărmurite, văzându-l că stă în picioare. Și această minune a fost pictată ca să păstreze realitatea aceasta de aproape 2000 de ani și vedem, prunc fiind, îi vedem aura sfințeniei. Așa ceva nu s-a mai petrecut și cel puțin noi nu știm. Și mai mult decât atât, a și început să vorbească. Minunea aceasta este covârșitoare și este bine de știut și bine de aflat de către cei care suntem astăzi în mileniu 3, de rânduielile și de pogorământul Domnului nostru Iisus Hristos prin Sfinții Lui și prin minunile Sfinților Lui prin care ne cheamă și pe noi la sfințenia noastră, la nivelul nostru personal, pentru a ajunge și noi în cerurile pe care ne așteaptă, unde suntem așteptați și pe care le dorim cu toții. Și el, cum v-am spus mai devreme, a fost și un om aspru. De ce? Pentru că, vedem aici, o frescă de la schitul românesc Prodromo din Sfântul Munte Athos, cetatea monahală atonită a românilor, unde în pronaos este pictată pe o frescă adunarea primului sinod ecumenic de la Nicea, unde se dezbătea o erezie teribilă a lui Arie, care spunea că Domnul nostru Iisus Hristos nu a avut două prezențe ființe și Dumnezeu și om, ci că a fost Dumnezeu, dar nu și om. Această erezie a fost combătută în sinodul de la Nicea și de Sfântul Simeon și de mulți alții și de Sfântul nostru Nicolae, care s-a confruntat cu Arie și cu arianismul lui mincinos și anticreștin, și în acea supărare i-a tras o palmă lui Arie în plin sinod.
Vedem aici acea palmă pe care o izbește în obrazul necredinciosului Arie, dar care a supărat pe toți care erau acolo, așa ceva nu se întâmplase. Și împăratul Constantin cel Mare, care prezida această adunare a episcopilor și patriarhilor Bisericii Ortodoxe Primare, l-a pedepsit și ierarhii i-au luat însemnele lui de episcop. Și toiagul, și omoforul, și l-au dat afară din sinod. Dar minunile tale, Doamne, cum vedem în icoana din margine, peste noapte, Domnul nostru Iisus Hristos și Maica Domnului i le-au pus înapoi și omoforul și însemnele lui de ierarh. Și atunci toți au înțeles că ce a făcut el, a făcut-o cu asprime, dar s-a arătat prin minunea dumnezeiască adevărul de plin, că Hristos a fost Dumnezeu din Tatăl și Ceresc, dar și om din pântecele Maicii sale, Maria. Și vedem și aici o altă icoană veche, de sute de ani, unde Sfântul Nicolae îl pleznește pe Arie pentru rătăcirea lui. Și în același timp, palma cu care l-a izbit pe Arie pe obraz a arătat și dărnicia lui și blândețea lui și bunătatea lui când a ajutat trei copile tinere fecioare ale unui om sărman, îl vedem aici în genunchi, și fetele dormeau. Ce s-a întâmplat? Acest bătrân, văduv, trebuia să-și mărite fecioarele care ajunseseră la vârsta căsătoriei, dar nu avea zestre și nu puteau să se căsătorească neavând zestre. Era regula din vremea aceea. De aceea a socotit că nu are nimic altceva de făcut decât să le dea la o casă de neravuri, la o casă de prostituare. Sfântul Nicolae, care serile se plimba prin străzile orașului Miralichiei, a auzit plânsul fetelor, a auzit înguiala lor și s-a oprit să vadă ce se întâmplă. Când a aflat motivul discuției și a plânsului și a lacrimilor fetelor, Dumnezeu, bunuțul și drăguțul, i-a trimis în minte și în suflet gândul cel bun. Când au adormit fetele, el, Sfântul, îl vedem aici și într-o icoană apuseană, catolică, cum are în mână trei pungi de aur și cum merge tiptil ca să arunce o pungă de aur în camera unde dormeau, era vară, erau geamurile deschise, spre a limpezi situația aceea tragică și spre a le salva de la prostituare. Și
În prima seară s-a întâmplat ce v-am spus, în a doua seară la fel, tatăl lor, mirat, de unde vin banii, a stat la pândă să vadă cine aruncă banii. Și a treia seară a venit și îl vedem aici, în genunchi, în fața Sfântului Nicolae, cu fetele care dorm și cu punga de galbeni în mână, mulțumindu-i pentru ajutorul și pentru bunătatea lui care s-a manifestat în felul acesta. El era atunci ierarhul din Mira Litiei. Și în felul acesta, bunătatea lui și darurile lui s-au răspândit peste secole, peste milenii și a ajuns până la noi când, iată, în timpul sărbătorilor Crăciunului îl sărbătorim și pe Sfântul Nicolae. Și mai mult decât atât, după ce Mira Litiei a fost ocupată de musulmani, au ajuns și ei, pentru că au rămas mulți credincioși acolo, creștini, care erau dedicați și au aflat și ei minunile petrecute înainte. Au crezut și ei și i-au ridicat o statuie. Statuia Sfântului Nicolae și una din fete cu punga de aur în mână, mulțumindu-i. Deci statuia Sfântului Nicolae Turc din Demre. Demre undeva în Turcia. Iată cum bunătatea, harul lui Dumnezeu, milostenia transgresează din creștinismul nostru ortodox și în alte religii și la alte popoare care nu au cum să nege bunătatea și milostenia Domnului nostru Iisus Hristos prin Sfinții Săi. Acum, o minune care trebuie spusă și trebuie înțeleasă foarte bine cum noi, românii, am avut bucuria să primim în dar palma cu care l-a lovit pe Arie în sinod, palma cu care a dăruit pungile cu galben celor trei fecioare, care acum, în chip de sfinte moaște, se află la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. De ce? Cum a ajuns acolo? Vom afla îndată. Aceasta este Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Vedem aici o emisferă și o stea. Kilometru zero, centrul geografic al Bucureștiului și al țării, unde este Biserica Sfântul Gheorghe Nou, ridicată de Sfântul nostru martir, Constantin Brâncoveanu, care, iată, are și el o statuie în fața bisericii și care și el este ctitorul mănăstirii noastre de la Sâmbăta de Sus, mănăstirea Brâncoveanu. Observați cum în timp și în spațiu, peste milenii, Dumnezeu lucrează. Timpul dispare, anii, secolele se comprimă și noi astăzi trăim în
țara Făgărașului și în țara românească, în România noastră, minunile și prezența continuă a celor nevăzute în viețile noastre, prin darurile care se dau acum de Sfintele Sărbători copiilor și adulților și vârstnicilor. Și în această biserică se află într-o raclă foarte frumoasă mâna Sfântului Nicolae al Mirii. Aici, în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie brâncovenească, alături de moaștele Sfântului Brâncoveanu, într-o raclă mică, palma cu care l-a lovit pe Arie. Cum a ajuns această palmă la București? Printr-o minune pusă în mintea unui monah român care, știind de prezența Sfintelor Moaște ale Sfântului Nicolae la Bari, s-a dus cu mare bucurie și cu greutate, o distanță mare până acolo, mai ales în vremurile de acum 400-500 de ani. Și s-a închinat la Sfintele Moaște și a primit de sus un gând să rămână acolo, să slujească la biserica de care vorbim și să vedem că avem și aici undeva și biserica din Bari. Deci aceasta este cetatea din Bari, unde se află moaștele Sfântului Nicolae și unde românul nostru s-a dus să slujească. Făcea curățenie, închidea porțile, aprindea lumânările și pentru această osteneală pe care o făcea cu tot sufletul, a primit o funcție de răspundere în această catedrală, Biserica Sfântului Nicolae din Bari. Dar el, aflând cum italienii au luat Sfintele lui Moaște din Mira Lichiei, fără să fi avut acordul și acceptarea preoților care erau acolo, le-au luat cu forța sub pretextul că biserica aceea urmează să fie cucerită de musulmani și atunci Sfintele Moaște se vor fi stricat, se vor fi luate, vor fi luate și vor fi distruse. Și atunci ei, ca să prevină această situație, care până la urmă s-a petrecut, au luat cu forța Sfintele Moaște și l-au adus la Bari. Iar românul nostru au zis, dacă ei l-au luat de acolo, n-aș putea să iau și eu pentru România noastră palma Sfântului Nicolae. Și așa a făcut. A adus palma Sfântului Nicolae la București și s-a aflat de ea și asta era exact la confluența secolului între 1500 și 1600, când domnitorul Mihai Viteazu era în București și aflând el de această situație, el, monahul acela care a venit din Bari, s-a dus și a dat mâna Sfântului domnitorului Mihai Viteazu. Acesta a luat-o și a plătit-o cu pungi multe, mari de mult galben și aur și a așezat-o la București, în
această minunată raclă, unde astăzi mii și mii de oameni credincioși vin să se închine și să primească binecuvântări sufletești și duhovnicești de la mâna Sfântului Nicolae. Cum putem noi să înțelegem lucrurile astea decât prin rânduiala lui Dumnezeu, prin bucuria pe care o dă oamenilor și nouă și celor care se duc cu inimă curată să primească ajutorul cel de sus în toate nevoile și în toate cazurile pe care toți le traversăm într-un fel și altul. Și la Bari, acum cine se duce să se închine Sfintelor Moaște, e cam greu, pentru că după ce s-a întâmplat, au pus, vedem aici, zăbrele în fața locului unde este racla cu Sfintele Moaște, să fie bine păzite, să nu se mai întâmple cumva ce s-a întâmplat atunci. Și e bine de știut că și acum în anii noștri, acum câțiva ani, cineva pus de altcineva a spart ușa Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București și a furat racla cu mâna Sfântului Nicolae. Mare și neînchipuită spargere și hoție. Preoții și lumea au început să se roage, iar nefericitul care a spart lacătul și a furat racla cu mâna Sfântului Nicolae s-a întors smerit și plin de dureri la mâna lui cu care făcuse această treabă. A adus înapoi racla, Sfântul a intervenit și a oprit această de neînchipuit acțiune a cuiva. Deci, iată cum minunile Sfântului Nicolae continuă și sunt prezente în sufletele și în inimile noastre mai mult ca oricând. Și aici vedem o piață din Bari, din Italia. Cât de frumoasă este această piațetă, unde se află Biserica Sfântului Nicolae din Bari. Acum s-a făcut o trecere de la darurile Sfântului Nicolae la Moș Crăciun. O denaturare a realităților spre o comercializare a acestei perioade, când luna decembrie devine luna cadourilor, fără a se mai pomeni de cele pe care le-am spus acum în legătură cu Sfântul Nicolae. Și s-a transferat această dărnicie și această dorință de a dărui cu bucurie și pentru cel care primește și cel pentru care oferă, la Moș Crăciun. Moș Crăciun este o denaturare a Moșului Nicolae, pentru că în Occident Sfântul Nicolae era Sankt Claus. Claus este Nicolau. Nicolaus, Claus, cum este la noi Nicolae, Culae. În Statele Unite este Santa Claus. Santa Claus. Și Santa este feminin, cum în Statele Unite e Santa Barbara, Santa Ana,
Sfânta Ana, Sfânta Barbara, sunt orașe și mănăstiri catolice puse acolo de conquistatorii și cei care au venit în Statele Unite. Și au zis Santa Claus, deci un feminin, ar fi Santa Culaie. Dar acum nu mai este nici Santa Culaie, este numai Santa. Și îl vedem pe Santa aici, cu laptopul pe un coș deasupra unui oraș, să vadă unde trebuie să mai ducă cadouri. Și acolo se spune că moșul vine prin coș și aduce darurile unde este căminul, unde se face focul. Și dimineața ei găsesc acolo darurile de care v-am spus. Ei bine, această denaturare este nepotrivită, dar este inventată, cum vedem aici, într-o revistă apărută la noi, Santa Claus, care face reclamă la o băutură răcoritoare foarte iubită în Statele Unite și la noi, și reclama este de la 1822, din anul 1822. Deci să avem grijă să nu cădem și noi în cele rele, ci să fim în cunoștință de cauză, în adevăr, în rugăciunile postului nașterii Domnului, în mărturisirea păcatelor, ca să primim cele sfinte și bucuria nașterii pruncului Iisus Hristos. Și am avut și în alte emisiuni acest calendar al temnițelor, mărturisitorii din temnițele comuniste, cum temnițele sunt și ele cetăți ale răului. Și în decembrie avem pe părintele ieromonah Cleopa, care s-a dus la Domnul pe 2 decembrie și spune asta: tocmai în aceasta constă taina credinței în Dumnezeu, tocmai aceasta o face să fie puternică, tare, frumoasă, mântuitoare și veșnică. Să fii lovit și tu să-i săruți pe chinuitor. Să fii condamnat la moarte și tu să te bucuri. Să fii ucis pentru Hristos și tu să ierți pe toți. De asemenea, Petrețuța, un alt mărturisitor din temnițele comuniste, care s-a dus la Domnul pe 3 decembrie, spune: am apărat interesele României în mod eroic, nu diplomatic, prin iubire și suferință. Și convingerea mea este că suferința rămâne totuși cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Suferința, prin suferință ajungem la Dumnezeu. Per aspera ad astram, spune și dictonul latin. Prin greutăți ajungem la astre, la sfințenie, la bucurie. Să ne bucurăm cu toții în aceste zile frumoase de darurile pe care le primim din cetățile cerești, aici, în cetatea noastră pământească, prin cetatea de la Bari și prin cetatea Bisericii de la București și prin cetatea Mănăstirii Sfântul Brâncoveanu, despre care am vorbit într-una din emisiunile trecute. Cu acest prilej, la mulți ani, bucurii, sănătate și Sfântul Nicolae să ne aducă gândurile bune, mângâiere și credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu. Amin.